Sunt și câțiva invitați la această partidă în limita regulamentului. Oficiale Asociației Județene de Fotbal sau câțiva membri afiliați. Selecționata Dâmbovița echipată în roșu. Selecționata Giurgiu în verde. Așa cum am anunțat și pe pagina oficială de Facebook, avem și titularii dâmbovițenilor. Ionuț Borțăneanu vine de la Voința Crețu, Cosmin Negulescu de la Străjerii Târgoviște, Sorin Pahonțu și Marius Sandu de la, Roberto Zidul, Florin Albu de la, Urban Titu, Cătălin Șerban, Străjerii Târgoviște, la fel Marius Penescu, Georgian Verde și Adi Nedelea reprezintă Roberto Ziduri, Marian Matei, Gloria Cornești, iar Ionuț Radu este legitimat la recolta Gurașuții. Startul acestei partide va fi dat cât mai curând. Prima atingere de balon va aparține vizitatorilor care au optat pentru stadionul din Bolintin Deal pentru a-și desfășura antrenamentele și meciul oficial cu AJF Prahova. Prahova a deschis scorul, atunci a egalat destul de repede selecționata din Giurgiu, care ulterior a ratat câteva ocazii uriașe. A fost un meci frumos, să sperăm că așa va fi și astăzi, în ciuda vremii nefavorabile. Fluier de start așadar în primul meci în istoria selecționatei AJF Dâmbovița. O frumoasă provocare și pentru jucătorii echipei noastre care participă la rândul în premieră la Cupa Regiunilor. E greu de spus dacă există o favorită în această partidă, întrucât echipele sunt reprezentante ale județelor, provin de la mai multe echipe, se acordă offside aici la Ionuț Radu, iar AJF Dâmbovița nu a evoluat până acum în Cupa Regiunilor pentru a putea evalua potențialul formației antrenate de Florin Anton și Marius Rotaru. Florin Anton, antrenorul liderului Străjerii Târgoviște, Marius Rotaru, antrenorul echipei de pe locul secund, Roberto Zidur, cu precizarea că Roberto Zidur are un meci în minus disputat și un punct în minus în clasament. Podium completat la Liga a 4-a de Gloria Cornești. Este atent Georgian Verde și Marian Matei. Cătălin Șerban, golgheterul echipei Străjerii, recuperează Andrei Iana doar pentru moment. Stadionul Flacăra are avantajul acestei tribune, astfel încât putem transmite meciul fără a afecta aparatura tehnică. Atenție acolo jucătorii noștri, Georgian Verde și Sorin Pahonțu. Marius Sandu, fundaș și central, provin de la Străjerii, de la Roberto Ziduri. Ionuț Borțăneanu, doar 22 de ani pentru portarul nostru. Pahonțu către Borțăneanu, a încercat să recupereze Ionuț Marin.
Cosmin Negulescu nu se complică. Este atent Marius Penescu, Georgian Verde și o angajare frumoasă spre Adi Nedelea. Solicită penalti Adrian Nedelea. Haideți să vedem și reluarea. Greu de spus. Să dăm totuși credit arbitrului. Tot Adi Nedelea va executa această lovitură de la colțul terenului. Adi Nedelea, unul dintre marcatorii de top ai Ligii a 4, are 18 reușite, la fel ca Ionuț Radu și el în teren și Marian Matei. Iată, cei trei jucători ofensivi ai selecționate noastre au punctat de 54 de ori în această competiție a Ligii a 4-a. Adi Nedelea trimite înalt, răia cu capul, numărul 4, Cosmin Negulescu, are aceste urcări Negulescu, finalizate chiar și cu gol, în anumite cazuri am văzut inclusiv în derbiul de la Cornești cu Gloria. Am spus, din păcate, sunt și câteva accidentări. Valentin Ienescu, un foarte bun jucător tehnic de la Gloria Cornești, la fel la mijlocul terenului este vorba de Alex Ienache, dar și atacantul Alin Leotescu, toți suferind accidentări în meciurile din campionat și din Cupa României. Cupa României care a ajuns la faza optimilor. Vom avea o tragere la sorți zilele următoare. Marius Penescu, Verdeș, Negulescu combine cu Șerban, cu echipierul său de la Străjerii Târgoviște, liderul Ligii a 4-a. A început mai bine selecționata noastră. Se complică Georgian Verdeș și recuperează cei de la Giurgiu. Ionuț Andrei coboare foarte mult să-și ajute colegii, jucătorul cu numărul 23 de la Giurgiu și are doar 23 de ani. Ionuț Andrei provine de la echipa Giganții Vărăști din Giurgiu, mai puține echipe în Giurgiu și mai puține ligi, dar și mai puține localități. Atent Cătălin Șerban. Bogdan Stanciu este portarul celor de la Giurgiu, un portar de 25 de ani. Bogdan Iolel Stanciu, legitimat la Energia Reuș. Sper că pun accentul corect pe denumirea localităților din Giurgiu, pentru că suntem urmăriți și acolo. A fost primit foarte bine de oficialii AJF Giurgiu la meciul de la Bolin Tindel, pe care l-am urmărit împreună cu directorul sportiv al selecționatei Augustin Voinea. Sorin Pahonțu, Georgian Verdeș. Verde spre Adi Nedelea. Încearcă să-l depășească Adi Nedelea pe Mușat. Atent Pahonțu. Îi ia fața lui Nicolescu. Forțează echipa noastră. Teren mare aici la Moreni, mult mai mare, spre exemplu, comparativ cu cel de la Bolin Tindal, unde am văzut un stadion destul de cochet și un gazon bun, dar cu un teren mai de dimensiuni mai mici. Și avem un prim avertisment în dreptul lui Georgian Verdeș în minutul 8 al acestei partide. A riscat puțin Verdeș acolo
și a recunoscut greșeala și a acceptat cartonașul. Rezervele noastre sunt Cornel Nedelea de la Urban Titu, Cristian Angelina de la Asemalu cu Flori, Ionuț Angelina, Roberto Zidul, Samuel Dumitru, străjerii Târgoviște, George Iorga și Cristian Niță de la Roberto Zidul, la fel și Ionel Costea plus Florentin Niculae de la Gloria Corneș și Laurențiu Blas, legitimat la Recolta Gurașuții. În lotul lărgit au fost 28 de jucători selecționați de la Liga a 4-a, un jucător de la Liga a 5-a și un jucător de la Liga a 6-a. Trebuie spus că în această competiție nu pot evolua fotbaliști care au activat în primele două ligi. Asta pentru a explica puțin absența unor jucători importanți de la nivel județean din această selecționată. Spre exemplu, Adrian Pătulea, Florin Lețu, Curiman, Zidăroiu, i-au avut prezență în primele două eșaloane ale fotbalului românesc și nu pot fi selecționați pentru această cupă a regiunilor. Cifre bune și pe această transmisiune, semn că acțiunea chiar prinde, iar selecționata JF Dâmbovița este urmărită și îndrăgită. O centrare a lui Alin Florescu, nu foarte reușită. Alin Florescu legitimat la Dunărea Giurgiu. A trecut primele 10 minute din această partidă cu o ușoară dominare a selecționatei noastre. Gazda acestei întreceri foarte frumos se desprinde Marius Penescu de Tănase Mușat. Adi Nedelea, capitanul nostru, lasă Marian Matei pentru Ionuț Radu. Prima ocazie a acestei partide, Marian Matei cărămidă, cum îi spun prietenii. Are o ocazie importantă, iată, după primele 10 minute. Selecționata AJF Dâmbovița putea deschide scorul, dar e bine că producem pericol la poarta lui Bogdan Stanciu. Marius Sandu este atent, elegant, îl deposedează pe Ionuț Marin. Frumos a curs faza, a lăsat Maria Matei pentru Ionuț Radu, a încercat să ridice mingea Ionuț Radu peste portalul Stanciu, acesta a intervenit salvator. Iată prima mare ocazie a acestei partide în dreptul selecționatei Dâmbovița, semnată de Marian Matei. Marian Matei este unul dintre jucătorii experimentați ai selecționatei noastre, 37 de ani, dar evoluează foarte bine. Are 18 goluri marcate pentru Gloria Cornești în acest sezon. Am înțeles că a fost menajat pentru meciul din campionat de sâmbătă de la Titu cu Urban, câștigat de Gloria cu 1-0, tocmai pentru a putea evolua astăzi aici. Să mai spunem că formația din Giurgiu propune fotbaliști de la echipe precum Energia Remuș, FC Bolintin Deal, Dunărea Giurgiu, FC Bolintin Malu Spart, Viitorul Vedea, AFC Singureni, Viitorul Tântava, Inter Valea Dragului, Giganții Vărăști, Viitorul Vedea, Real Drăgăneasca, AFC Singureni. Pressing avansat al jucătorilor noștri.
Verdeș se lasă avantaj. Se mai întâmplă și astfel de lucruri, mai ales pe o asemenea suprafață, mai aluneci. Centrarul acestei partide vine din Brașov. O brigadă din județul Brașov. Județ care propune la rândul o selecționată la Cupa Regiunilor. AJF Dâmbovița a accesat cam toate competițiile propuse de Federația Română de Fotbal, inclusiv această Cupa a Regiunilor. Numai departe de săptămâna trecută, selecționata Dâmbovița Under 14 a fost prezentă la turneul Speranțelor, în meciul retur de la Alexandria. Să spunem că numai puțin de 14 jucători dâmbovițeni au fost selecționați pentru etapa a doua a turneului Speranțelor, unde vin cei mai buni juniori under 14 din județele Olt și Argeș. La final din acești copii va fi stabilită și naționala România under 15. Se consideră fault în ata. Florin Albu vine de la Urban Titu, echipă pentru care a evoluat inclusiv la nivelul eșalonului de bronz. Marius Sandu. Prelungește Ionuț Radu. V-am spus, fotbaliști ofensivi cu câte 18 goluri marcate în Liga a 4-a. Ionuț Radu, Marian Matei sau Adi Nedelea. Adine de la a apărut chiar pe cover-ul prin care AJF Dâmbovița a prezentat formula de start a acestei partide. Tot el la minge, este un fotbalist important, nu doar pentru Roberto Zidur, cât și pentru selecționata AJF Dâmbovița, este capitanul ei. Se lasă avantaj și continuă acțiunea Ionuț Andrei. Albu, Borțăneanu trimite lung până la Mihai Ciulică. Atent Florin Albu. Nu se mai complică Georgian Verde și e clar ușor timorat de avertismentul atras încă din minutul 8. Trebuie să fie atent mijlocașul central al echipei noastre, Cosmin Negulescu. Nu centrează rău spre Marian Matei. Acesta încearcă să trimită din vole, dar o centrare de calitate din alergarea lui Cosmin Negulescu, folosit fundaș dreapta. La selecționată, de principiu, evoluează fundaș central la străjerii Târgoviște. Este un eveniment această prezență a selecționatei Dâmbovița la Cupa Regiunilor, o competiție care începe să reînvie după perioada de pandemie. O competiție la care au accesat doar 6 județe, însă pe undeva este de înțeles.
este și starea de pandemie, apoi sunt și niște cheltuieli pe care trebuie să și le asume Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița, plus că implică și alte resorturi. Oricum, AJF Dâmbovița mulțumește cluburilor care au permis prezența jucătorilor la selecționata asociației. Rivalii, să spunem, în competiția Ligii a 4, iată aici cu echipieri, și acesta este un motiv pentru care merită să evoluezi pentru selecționata județului și este chiar o mândrie, mai ales că meciurile sunt transmise și cel de la Giurgiu a fost transmis, sunt convins că la fel se va întâmpla și cu cel din Prahova. Spre exemplu, acest meci sunt în acest moment aproape 300 de oameni care urmăresc transmisiunea. O transmisiune care va fi contorizată după câteva zile pentru a urmări cifrele produse. În pauză vom rămâne în transmisiune directă, vom încerca să realizăm câteva interviuri. Din păcate, nu prea ne permite să coborâm la nivelul solului. Este mai delicat, inclusiv cu aparatura. Una peste alta, un meci interesant între selecționatele județelor Dâmbovița și Giurgiu. Voi fi ajutat la realizarea acestei transmisiuni de colegul Alexandru Istrate, observator în cadrul Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița și membru al Comisiei de Competiții și Omologări Baze Sportive. Domnule Istrate, care ar fi concluziile dumneavoastră după, iată, prima jumătate a acestei prime reprize? Bună ziua, dragi spectatori! O primă impresie, selecționata județului Dâmbovița, AJF Dâmbovița, a stăpânit terenul și meciul, a stat mai mult în jumătatea și în treimea adversă și a creat două oportunități de a deschide scorul. Prima în minutul 3, atunci când pe partea stângă Adrian Nedelea a șarjat, a intrat în suprafața de pedeapsă și a fost acroșat de un adversar, moment al adevărului negat de centrarul Dumitru Robert Mormescu din Brașov. Apoi în minutul 12, o combinație de rafinament cu participarea a mai mulți jucători din toate compartimentele l-a pus în situație ideală pe Marian Matei, însă atacantul Gloriei Cornești nu l-a putut bate pe portarul echipei AJF Giurgiu. Echipa AJF Dâmbovița se bazează pe un portar care mie îmi place foarte mult de la Voința Crețu, este vorba de Ionuț Borțoneanu. Se bazează pe sudura cuplului de fundaș central Marius Sandu și Florin Pahonțu. Benzile sunt acoperite deocamdată bine pe dreapta de către Cosmin Negulescu și pe stânga de Florin Albu, primul de la Străjerii Târgoviște, cel de al doilea de la Urban Titu.
Între fundaș și central, puțin mai în față, se află Georgian Verdeș, care caută să estompeze elanul echipei giurgiuvene și să spargă atacurile acestora. Pe banda dreaptă, un jucător foarte rapid, Cătălin Șerban. Așteptăm ca în timpul care a mai rămas până la sfârșitul meciului acesta să pună în pericol defensiva și poarta adversă, iar pe banda stângă tot un jucător de la Străjerii Târgoviște, Marius Penescu, antrenorii Marius Rotaru de la Roberto Ziduri și Florin Anton de la Străjerii Târgoviște au ales o strategie ca în atac să evolueze trei jucători. Pe stânga Adrian Nedelea de la Roberto Ziduri, iar în față vârfurii împinse Ionuț Radu de la Recolta Gura Ogniței și Marian Matei de la Gloria Cornești. Această tripletă este ajutată din când în când de către Șerban Cătălin pe banda dreaptă și Nedelea Adrian pe banda stângă. Suntem în minutul 25, în continuare AJF Dâmbovița, AJF Giurgiu 0-0, meci cu contând pentru Cupa Regiunilor. Repet, echipa dâmbovițeană și-a creat în aceste 25 de minute două oportunități de a deschide scorul prin Adrian Nedelea, care mie mi s-a părut că a fost faultat în suprafața de pedeapsă, și Marian Matei în urma unei faze frumoase, cursive, pornită de pe banda stângă, însă golgheterul Gloriei Cornești și al ultimelor campionate din Liga 4-a, Marian Matei, nu a putut finaliza. Aștepta mai mult de la cei doi fundași laterali să urce alternativ pe benzile laterale și să termine acțiunea cu centrări, șuturi la poartă sau cu pase. Nici Negulescu, nici Albu nu au urcat și nu au făcut superioritate pe flancurile echipei din Giurgiu. Așa cum am spus, am intrat în minutul 26, AJF Dâmbovița și AJF Giurgiu sunt la egalitate 0-0, nimeni nu a marcat, cu toate că echipa dâmbovițeană și-a creat două oportunități de a deschide scorul, a stăpânit terenul și meciul, a avut controlul și posesia, a stat mai mult în terenul advers, însă, așa cum spunea un mare antrenor care a pregătit pe CS Târgoviște între anii 1976-1979, Nicolae Proca, fotbalul se joacă pe goluri, ține cont numai și numai de goluri și de puncte. Dâmbovițenii în atac, ajutata cu Verdeș! AJF Dâmbovița deschide scorul în minutul 27 în urma unei combinații la care au participat cele două vârfuri de atac, Marian Matei și Ionuț Radu, și a finalizat cu un șut de la circa 22 de metri Georgian Verdeș. Din minutul 27, AJF Dâmbovița conduce cu scorul de 1-0 pe AJF Giurgiu. Asta datorită faptului că băieții lui Marius Rotaru și Florin Anton au avut mai mult posesia, au fost mai periculoși sau și-au creat mai multe oportunități de a deschide scorul. Eforturile dâmbovițenilor au fost răsplătite în acest minut 27 de reușita lui Georgian Verdeș, care a punctat pentru 1-0. Așteptăm în continuare o evoluție la fel de bună, dar și eficiență și eficientă a jucătorilor de la AJF Dâmbovița.
spuneam că Georgian Verde joacă undeva în fața fundașilor centrali, dar acesta este capabil să facă norma dublă, să se apere, dar să și participe activ ca forță în plus în atacul echipei dâmbovițene. Așadar, deschidere de scor pentru selecționata noastră, gol marcat de Georgian Verde și o execuție frumoasă, curată, de la marginea terenului mare, aproximativ 16-17 metri. Georgian Verde și reușește să deblocheze tabela încă din minutul 27. Cred eu că dâmbovițenii au meritat acest gol. A fost echipa mai implicată, echipa care a insistat mai mult și a dorit mai mult în plan ofensiv. Așteptăm și alte reușite. Iată-l pe Verde și deschizând scorul după ce el a fost sancționat în debutul partidei cu cartonașul galben, dar au lucrat frumos toți jucătorii din plan ofensiv ai echipei dâmbovițene la această fază. În condițiile în care ar câștiga astăzi AJF Dâmbovița, ar deveni liderul grupei 1 la Cupa Regiunilor. În condițiile în care ar mai avea de disputat un meci la Prahova din turul acestei competiții. Un meci programat pentru 23 noiembrie. Încă nu a fost stabilită locația. Se vede dacă va exista o replică a celor din Giurgiu, clar dezavantajați pe tabelă și probabil nemulțumiți. O replică decentă a formației din Giurgiu. O selecționată interesantă. Și pentru AJF Giurgiu acest meci reprezintă un eveniment. Am urmărit evoluția colegilor în mediul online de la AJF Giurgiu. Iată o lovitură de cap foarte frumos. Borțoneanu se întinde și respinge. O centrare venită din banda dreaptă. Numărul 11 a centrat Alin Florescu și cred că Mircea Ivașcu a trimis acolo cu o lovitură de cap, cu o lovitură de cap. Dar trebuie apreciat calitatea intervenției lui Ionuț Borțăneanu, un portan cu certe calități. Borțăneanu a fost cea mai mare ocazie a echipei vizitatoare și una importantă. Iată că au avut reacție giurgiuvenii. Am spus, am urmărit echipa din Giurgiu, este una cu potențial, o echipă interesantă. Tocmai de aceea băieții noștri trebuie să rămână concentrați, întrucât nu va fi ușor astăzi. Se acordă fault aici în duelul dintre Ionuț Radu și Ștefanel Tudor. Competițiile județene sunt în plină desfășurare, atât la Liga 4 cât și la Liga 5. S-a încheiat turul de campionat la Liga 6. Lideri Gloria Mănești în Seria Nord, în Seria Sud, Viitorul Sâlcioara. Viitorul Sâlcioara, marea surpriză a cupei, a 16 milor cupei, după victoria reușită în fața celor de la Recolta Gorașiți, una dintre favoritele competiției, care a și câștigat trofeul județean în urmă cu puține ani. Au trecut 32 de minute din această partidă și avem pe tabelă golul lui Georgian Verdeș, jucătorul celor de la Roberto Ziduri. Se acordă fault, a fost evident. Ne bucură și prezența destul de mare
pe pagina de Facebook AJF Dâmbovița, a celor care vor să urmărească evoluția selecționatei noastre. Este cel mai numeros public, am avut transmisiuni și pe derbiurile de Liga 4, dar astăzi sunt, cifrele sunt mai bune până în acest moment. Semn că prinde această Cupa Regiunilor, iar selecționata AJF Dâmbovița provoacă interes în rândul oamenilor de fenomen din fotbalul dâmbovițean. Marian Matei, Cosmin Negulescu, încă o centrală a lui Negulescu, nu se duce rău. Atent Verde și Ionuț Radu încearcă să finalizeze. Este primul la minge, dar execuția sa nu a avut forță. Nu-i nimic, important este că rămânem periculoși în zonă ofensivă. Mihai Ciulică, Daniel Stanciu, Cosmin Negulescu este deposedat și Georgian Verdeș, bine că nu s-a dus alunecat la mai rău, altfel ar fi riscat Georgian Verdeș un al doilea avertisment, însă acuză o accidentare Cosmin Negulescu. Noi avem reluarea fazei în care Ionuț Radu a încercat să-l lobeze pe portarul Bogdan Stanciu. Încearcă poarta atacanții noștri, iar asta nu e rău. La fel a încercat și Georgian Verdeș, minutul 27, când a trimis imparabil în dreapta lui Bogdan Stanciu, portarul celor de la Energia Remuș. O lovitură liberă, acum de la aproximativ 22-23 de metri, lateral stânga, pentru formația din Giurgiu. Ionuț Borțăneanu a avut o intervenție de portar mare. A spus, un portar destul de tânăr, este atent aici, nu se complică, balonul este ud. La fel și terenul, și boxează în corner. A trimis Sorin Nicolescu. Jucătorul celor de la FC Bolintin Deal. Așa cum am spus, suntem urmăriți și în județul Giurgiu. Am văzut și acolo oameni implicați în fenomen. Bun, cunoscători ai sportului rege. Există și acolo emulație, există pasiune pentru fenomenul fotbalistic. Sunt baze bune în Giurgiu, sunt echipe bune. Și o conducere la nivelul Asociației Județene destul de implicată. Și acolo fenomenul fotbalistic își dorește o dezvoltare. ...36 de minute trecute din această partidă dominată de AJF Dâmbovița, inclusiv pe tabelă, dar au fost și oportunități de partea formației din Giurgiu. Important este ca selecționata noastră să lasă o impresie frumoasă și, dacă se poate, de ce nu, să joace finala Cupei Regiunilor. Cred că există acest potențial, o vedem și în acest meci, cu superioritate în dreptul echipei dâmbovițene pe tabela de marcaj. Verdeș, Șerban, îl are pe Marian Matei în dreapta, îl preferă pe Verdeș. Ionuț Radu, șut bun al lui Ionuț Radu,
Șut și a lui Șerban pe lângă poartă, iată, dublă ocazie a selecționatei AJF Dâmbovița. Radu și Șerban l-au încercat pe Bogdan Stanciu. Șutul lui Ionuț Radu s-a dus bine. O pasă venită de la Georgian, verde șut de la aproximativ 17 metri, a blocat Bogdan Stanciu. Atent Cătălin Șerban, a trimis și el însă la colțul scurt, însă pe lângă poartă. Oricum, o dublă ocazie importantă a selecționatei noastre. Dacă ar fi marcat Dâmbovița la 2-0, am fi stat mai liniștiți. Însă rămâne un meci atractiv, un meci deschis. Chiar dacă plouă, sunt convins că ar fi venit spectatorii la acest meci. Să sperăm că restricțiile se vor mai relaxa și vom putea în primăvara anului următor să fim alături de selecționata noastră cu toții. Și de ce nu în Prahova pe 23 noiembrie? Meci foarte important și acolo, indiferent de rezultatul înregistrat astăzi între Dâmbovița și Giurgiu. Destul de activ acest număr 7, Mircea Ivașcu, de la Petrolul Roata. Putea să și egaleze puțin mai devreme. Iarăși un șut, gol, din păcate. Pentru noi, de aceea sunt periculoase aceste șuturi, mai ales dacă suprafața este umedă. Așadar, minutul 40 se restabilește egalitatea. Unul la unu. Cred că a marcat numărul 23, Ionuț Andrei. Cel puțin așa am văzut eu. O să luăm și alte păreri. Păcat. Iată, acesta este fotbalul. Putea fi 2-0 pentru AJF Dâmbovița, dar este 1-1. O execuție care l-a surprins pe Ionuț Borțăran. Nu-i nimic. Borțăran a avut două intervenții bune. Aici realmente a avut ghinion. Mingea a căzut chiar în balta creată în fața porții și a luat o traiectorie pe care Borțănanu nu a putut să o anticipeze. Domnul Strate, păcat, în condițiile în care jucătorul nostru a fost foarte aproape de a-și mări avantajul, iată pe o execuție de la distanță care nu anunța un pericol prea mare, s-a restabilit egalitatea. Puțin mai devreme spuneam că Nicolae Proca avea o vorbă mare, o sintagmă, fotbalul se joacă pe goluri, fotbalul ține cont numai și numai de goluri, nu de... Iată o fază periculoasă la poarta giurgiuvenilor, din nou Georgian Verde și a fost în preajma careului de 16 metri, a șutat fără preluare, însă portarul echipei AJF Giurgiu s-a opus salvator, respingând cu piciorul. Să revin la sintagma lui Nicolae Proca, acesta spunea că fotbalul ține cont numai și numai de goluri și de puncte. Celelalte ratările, barele, posesia și ghinionul devin istorie. Dâmbovițenii puteau dubla scorul în minutul 38, când
Ionuț Radu și apoi Cătălin Șerban nu l-au putut bate pe portarul echipei AJF Giurgiu. Ca de multe ori în fotbal, ocaziile s-au răzbunat și a venit faza din minutul 40, o fază pornită de nicăieri și cu un deznodământ fericit pentru giurgiuveni, un șut înșelător al lui Ionuț Andrei l-a surprins pe portarul echipei Voința Crețu, Ionuț Borțoneanu, și scorul este acum egal 1-1. Spuneam că dâmbovițenii au jucat mai deschis, mai cursiv, au stat mai mult în preajma suprafeței de pedeapsă a giurgiuvenilor, însă s-au arătat deficitari la finalizare. Aștepta mai mult de la cele două vârfuri de atac, Marian Matei și Ionuț Radu, dar și de la aripa stângă, extremă stângă, Adrian Nedelea, unul dintre golgheterii acestui campionat, la fel ca și Marian Matei și Ionuț Radu. Marian Matei a fost faultat, a venit să primească balonul în propria jumătate. Florin Albu lasă balonul lui Sorin Pahonțu, lovitură liberă pentru AJF Dâmbovița. Să spunem că cei doi selecționeri ai AJF Dâmbovița au utilizat în primul 11 4 jucători de la Roberto Ziduri, 3 jucători de la Străjerii Târgoviște, unul de la Voința Crețu, unul de la Urban Titu și unul de la Gloria Cornești și unul de la Recolta Gura Șuții. Am intrat în ultimul minut al primei reprize, în continuare AJF Dâmbovița, AJF Giurgiu 1-1. Dâmbovițenii au deschis scorul în minutul 27 prin Georgian Verdeș. Au avut două oportunități de a dubla scorul prin Ionuț Radu și Cătălin Șerban. La o contră, AJF Giurgiu a adus egalarea în minutul 40 prin jucătorul Ionuț Andrei. După cum s-au desfășurat ostilitățile, iată și un cartonaș pentru unul din componenții echipei AJF Giurgiu. Așa cum spuneam, după cum au decurs ostilitățile, jucătorii selecționatei AJF Dâmbovița meritau să intre la cabină cu un avantaj, măcar el minor, însă zeița Fortuna nu i-a mângâiat pe cap și iată că în acest minut 45-46, scorul este egal și dâmbovițenii beneficiază de o lovitură liberă. O centrare înaltă în suprafața de pedeapsă, respinge portarul giurgiuvenilor și Cătălin Șerban a șutat de la circa 22 de metri alături de poarta giurgiuveană. S-a auzit și ultimul fluier al primei reprize. După 45 de minute, Dâmbovița și Giurgiu sunt la egalitate 1-1, au marcat Georgian Verdeș, minutul 27, respectiv Ionuț Andrei, minutul 40. Pe durata pauzei luăm și noi o pauză, după care vom reveni cu alte amănunte de la această frumoasă și interesantă partidă. Noi nu vom la pauză, vom încerca să aducem câțiva invitați în momentul de relaxare al fotbaliștilor, să luăm câteva impresii. Așadar, 1-1 după 45 de minute. Ambele echipe au avut șansele lor, ambele echipe au punctat, Dâmbovița prin Georgian Verdeș, minutul 27, minutul 40 a egalat Ionuț Andrei. Patronii,
Este vorba de președintele Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița, profesorul Ciprian Prisăcaru. Domnul Prisăcaru, una peste alta, o repriză frumoasă, cu faze de poartă, cu reușite. Cred că o bună propagandă făcută fotbalului de cele două selecționate din Dâmbovița și din Giurgiu. Da, într-adevăr, a fost un joc frumos. Păcat că nu ne ajută și vremea mai mult. Terenul arată impecabil chiar și în aceste condiții în care a plouat foarte mult pe parcursul acestei zile. Un joc bun făcut de băieții noștri, o replică bună dată de echipa din Giurgiu. Cred că avem un mic plus pe care ne putem baza în repriza a doua și putem forța obținerea victoriei. Una peste alta, mă bucur că băieții au răspuns prezent. Repet, chiar și în aceste condiții destul de greoaie, având în vedere că ei au avut etapă sâmbătă, vor avea etapă sâmbătă următoare și sigur că nu este deloc simplu. Dar nu pot decât să mă declar foarte mulțumit și să le mulțumesc încă o dată atât lor cât și cluburilor pentru că le-au permis să participe la acest joc. Da, iată că autoritățile din municipiul Moreni au fost receptive și au pus la dispoziție această bază sportivă pentru selecționata AJF Dâmbovița. Păcat că nu s-a putut juca cu spectatori, chiar dacă vremea este rece, chiar dacă ploi, eu sunt convins că ar fi venit oameni să urmărească selecționata județului. Așa este. Mare păcat că, în general, nu numai pentru astăzi, mare păcat că spectatorii nu se mai pot bucura de fotbal și fotbal nu se mai poate bucura de spectatori. Eu sunt convins că aici la Moreni, așa cum îi știm, fanatici pe morenari și iubitori de fotbal, sunt convins că ar fi fost prezenții număr mare și nu numai din Moreni, cred că ar fi fost interesați din tot județul să vină să vadă acest joc aici pe viu. Le mulțumesc și eu autorităților din municipiul Moreni pentru găzduirea și pentru posibilitățile pe care ni le oferă aici. Sperăm să revenim și cu alte ocazii și am ținut în mod deosebit să le mulțumesc pentru că sunt aproape de fotbal și prin ajutorul pe care îl oferă echipei Fanion a orașului, CSM Flacăra Moreni, dar și în general pentru tot ceea ce înseamnă activitate fotbalistică la nivelul comunității și nu numai. Cupa regiunilor bifată în premieră de AJF Dâmbovița este cea mai importantă competiție de fotbal amator din lume, organizat de UEFA în parteneriat cu Federația Română de Fotbal. Iată că AJF Dâmbovița accesează competițiile propuse la nivel federal și internațional și cred că este o reușită această cupa regiunilor. Sigur că da. Este de menționat, cum a spus și dumneavoastră, faptul că pentru prima dată când județul Dâmbovița participă la această competiție, sigur este o competiție care are finalitate internațională, mai exact finalitate europeană. Nu avem un obiectiv clar, însă cu siguranță că la fel ca la orice competiție, atunci când te scrii, îți dorești să câștigi. La fel cum și astăzi ne dorim să câștigăm, la fel cum ne dorim să câștigăm grupa și de ce nu să jucăm finala la Mugoșoaia. Poate și cu spectatori în tribună, poate și cu oameni de fotbal care pot vedea acești băieți și de ce nu, poate o parte dintre ei să joace la un nivel mai sus, pentru că sunt băieți buni și așa cum s-a văzut și astăzi, chiar și în condițiile atmosferice în care se desfășoară acest joc, sunt băieți care ar putea evolua și la echipe din eșelonele superioare și cred că și pentru ei poate fi o oportunitate să joace acolo și în tribune să fie prezenți oameni care îi pot vedea și le pot oferi șansa să joace mai sus. Sigur, noi ca Asociație Județeană de Fotbal accesăm toate competițiile propuse de Federația Română de Fotbal. Ne dorim să ducem tinerii și fotbaliști în general din județul Dâmbovița la selecționatele naționale, la toate competițiile propuse, pentru că acesta este rolul Asociației Județene de Fotbal și vom face absolut tot ce ține de noi, chiar și în condițiile în care nu avem bani suficient sau nu avem așa bugete cu care să ne putem să putem jongla cu ele. Facem tot posibilul să fim prezenți peste tot, facem tot posibilul să dăm vizibilitate fotbalului dâmbovițean, pentru că
membrii noștri afiliați fac eforturi foarte mari în această perioadă să participe la competiții, să mențină vie această flacără a fotbalului și le mulțumesc și pe această cale tuturor membrilor afiliați pentru toate eforturile pe care le fac și pentru numărul mare de echipe pe care ASF Dâmbovița îl are în activitate în acest sezon. Foarte mulți sunt cei care urmăresc meciul pe transmisiunea noastră online, sunt și multe comentarii, sunt mulți oameni din Giurgiu care privesc această transmisiune, dar și din alte județe, chiar și din străinătate. Am văzut că sunt persoane care au transmis că sunt cu ochii pe selecționata AJF Dâmbovița. Iată că fotbalul dâmbovițean provoacă în continuare interes, produce emulație. Da, mă bucur foarte mult. Faptul că acest meci este urmărit și din Giurgiu și din Prahova și din alte județe sau din străinătate, înseamnă că această competiție, Cupa Regiunilor, își atinge scopul și nu pot decât să felicit această inițiativă, să le mulțumesc colegilor mei din Comitetul Executiv pentru că au fost deschiși la propunerea mea de a participa la această competiție și fotbalul este frumos atunci când este și urmărit. Din păcate, cum a spus și dumneavoastră la început și am subliniat și eu, nu putem avea spectatori aici, în tribuna, însă iată că partea dintre domniile lor stau în fața dispozitivelor pe care urmăresc această transmisiune și se bucură de aceste jocuri. Sper ca pe viitor să fie mai multe județe înscrise, poate dumneavoastră a spus pe parcursul transmisiunii că sunt doar 6 județe care s-au înscris. Sunt eforturi destul de serioase și financiare și de toate felurile pentru a participa la orice competiție, la fel cum și pentru această competiție. Sigur că noi, Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița, am făcut și vom face în continuare câteva eforturi, dar cel mai mare efort este acela al băieților de a fi prezenți aici și de a reprezenta județul Dâmbovița în această frumoasă competiție. Și le mulțumesc mult încă o dată în plus. Apropo de reprezentarea județului Dâmbovița, turneul Speranțelor a debutat foarte bine la nivelul generației Under 14, cu înțeleg care 14 din cei 17 jucători selecționați la prima etapă cu AJF Telorman au fost convocați în etapa următoare a competiției. Da, așa este. Dâmbovița a fost întotdeauna un bazin de selecție foarte bun. A propus întotdeauna jucători pentru loturile naționale. Sperăm să vă propunem în continuare jucători pentru că activitatea la nivel juvenil în Dâmbovița s-a dezvoltat foarte bine în ultimii ani și eu spun că în această perioadă chiar cunoaște o dezvoltare foarte, foarte bună. De aceea am spus și voi spune în continuare că și pregătirea antrenorilor pe care noi punem accent vine cu un plus și implicarea unor factori și apariția altor cluburi private la această categorie. Eu spun că vor aduce plusuri importante pentru fotbalul dâmbovițean și la fel cum am spus și în ianuarie la alegeri, voi fi președintele care privește spre viitor și care va dori să dea un impuls decisiv aceste activități la nivelul copiilor și juniorilor, pentru că ei sunt viitorul de mâine, iar noi trebuie să construim corect, să așezăm lucrurile pe o fundație solidă, astfel încât fotbalul pe viitor în Dâmbovița să aibă numai de câștigat, iar echipele importante ale județului, începând de la Chindia, Târgoviște, Flacăra, Muren-Pucioasa și așa mai departe, echipele cele mai importante din Liga 4 să aibă de unde să aleagă jucători de aici, de pe plan local, jucători pe care să-i propună mai apoi pentru fotbalul de performanță și înaltă performanță. Mâine va avea loc tragerea la sorți pentru Cupa Satelor, joi va avea loc tragerea la sorți pentru optimile de finale ale Cupei României. Da, competiții interesante, ambele. Cupa României știe toată lumea că este competiția surprizelor, avem chiar o echipă de Liga 6 calificată în optimi. Continuăm cu transparență, la fel cum am început, facem lucrurile așa cum trebuie făcute, vom umbla la absolut toate sectoarele unde este necesar să intervenim și să punem fotbalul dâmbovițean pe o linie corectă, pe o desfășurare corectă, astfel încât toată lumea să se simtă bine că face această activitate, toată lumea să se simtă respectată și fiecare să încerce la rândul lui să
să respecte regulamentul și normele de disciplină impuse de regulamente. Pe 23 noiembrie este programat ultimul meci al turului de sezon la Cupa Regiunilor. Pe 24 noiembrie, adunarea generală a Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița. Așa este. Sperăm să ajungem cu bine la acest sfârșit de tur, cu toate competițiile pe care le-am demarat. La sfârșitul lunii noiembrie se va întruni adunarea generală cu o ordine de zi destul de stufoasă. Văd mai mult această adunare generală ca un moment în care să putem comunica mai bine, mai mult între noi și membrii afiliați, să identificăm probleme, nevoi, să încercăm să găsim, să identificăm soluții pentru aceste probleme și, de ce nu, poate să luăm decizii împreună pentru ceea ce înseamnă viitorul apropiat și poate chiar și pe termen mediu și lung. Îmi face întotdeauna plăcere să mă întâlnesc cu ei. De când sunt la Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița, cred că am deschis larg ușa comunicării pentru absolut toți membrii și vom continua cel puțin la fel ca și până acum, de acum înainte. Vă mulțumesc pentru prezența la microfon. Să sperăm într-o repriză a doua cu victorie pentru echipa noastră. Vă mulțumesc și eu. Indiferent de rezultat, eu cred că prezența selecționată a JF Dâmbovița la Cupa Regiunilor reprezintă cu adevărat un câștig. Așa este. Deja e o victorie că participăm pentru prima dată, iată, la această competiție interesantă și sigur că îmi doresc ca la final noi să fim cei care câștigă jocul. Mulțumesc mult pentru invitație. Și noi vă mulțumim. A fost alături de noi președintele Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița, profesorul Ciprian Plisăcaru. Așadar, 1-1 după 45 de minute aici la Moreni, în etapa a doua din grupa 1 a Cupei Regiunilor. Goluri marcate de Georgian Verde și minutul 27, respectiv Ionuț Andrei în minutul 40. Urmărim și comentariile. Spun cei din Giurgiu că se mândresc cei de la ACS Giganții Vărăști cu marcatorul lor de astăzi. Echipele ies de la cabine. Să sperăm că totuși dominarea formației Dâmbovițene, superioritatea, vor fi concretizate și pe tabela de marcaj. Nu văd modificări în formația dâmbovițeană. La pauză se încă cei doi selecționeri, Marius Rotaru și Florin Anton, preferă aceeași titulare. Sincer să vă spun, nu știu ce ar fi fost de înlocuit. Cred că toți jucătorii dâmbovițeni au evoluat la nivelul așteptărilor. Așadar, restart în această partidă 1-1 între selecționatele AJF Dâmbovița și AJF Giurgiu. Marius Sandu, Marius Penescu, Ionuț Radu spre Marian Matei. Nu a trimis foarte inspirat Matei către Adi Nedelea. Atent Cosmin Negulescu. Mie mi-a plăcut implicarea lui Negulescu și în plan ofensiv. Este un jucător cu certe calități, unul dintre cei mai buni fundași din fotbalul dâmbovițean. Iată, are calități și de bandă, nu doar ca fundaș central. Se semnalizează offside la Cătălin Șerban. Nouă jucători sunt pe banca de rezervă: Cristi Nedela, Ionuț Angelina, Cristian Angelina, Samuel Dumitru, George Papu, Cristian Niță, Florentin Nicolae, Ionel Costa și Laurențiu Blas. La selecționata Dâmbovița
la vizitatori Denis de Bretin, Liviu Zanfir, Radu Peiu, Andrei Bălțat, Marian Ionic, sunt jucătorii de rezervă. Să spunem că Dâmbovița a început astăzi cu Borțăneanu, Negulescu, Pahonțu, Sandu, Albu, Șerban, Verdeș, Penescu, Nedelea, Matei și Onuț. Radu, de partea cealaltă, AJF Giurgiu, a preferat și în repriza a doua o formulă cu Stanciu, Ciulică, Ivașcu, Mușat, Florescu, Iordache, Daniel Stanciu, Tudor Nicolescu, Ionuț Marin și Ionuț Andrei. Ionuț Andrei, cel care a și restabilit egalitatea pentru formația din Giurgiu. Vreme rece, foarte rece. La Vărenie cel puțin nu mai plouă. Iar gazonul chiar se prezintă în condiții acceptabile, condiții bune. Ținând cont că se joacă aici meciuri de Liga 3. Negulescu, o centrare care nu se duce rău spre Adi Nedelea. Iată încă o centrare de calitate a lui Cosmin Negulescu. Nu au gândit rău selecționerii cu folosirea lui Cosmin Negulescu ca fundaș dreapta. Negulescu este un fotbalist cu calitate certă. Adi Nedelea, responsabil cu executarea acestei lovituri de la colțul terenului. Resping cei de la Giurgiu, dar nu foarte fericit. Aten Cătălin Șerban poate finaliza, o face, dar pe deasupra forții. 3 minute și jumătate trecute din această parte secundă. Au intrat motivați băieții noștri. E clar că nu sunt mulțumiți cu rezultatul de egalitate, este și normal. Ei puteau la un moment dat să-și dubleze avantajul. Puteau să se desprindă din nou pe finalul primei reprize. Cosmin Negulescu va fi și el avertizat în minutul 50 al acestei partide. Trebuie să fie atenți băieții noștri. Vorbim totuși despre cartonașe galbene atrase în faze din zone moarte, zone de la centrul terenului. Tocmai de aceea e nevoie de mai multă prudență, domnul Strate. 5 minute trecute din această parte secundă, Dâmbovița clar că își dorește mai mult. Există potențial pentru a ne desprinde? Echipa dâmbovițeană este destul de puternică, cu jucători valoroși, bine așezați în câmpul de joc, dar a venit așa fază nefericită din minutul 40, când Ionuț Andrei de la AJF Giurgiu a reușit să bată plasa porții lui Ionuț Borțoneanu și să egaleze, după ce Georgian Verdeș, minutul 27, reușise deschiderea scorului. Dâmbovițenii nu au jucat rău, dar, după opinia mea, s-au relaxat după ce au deschis scorul prin Georgian Verdeș. Nu au mai fost așa insistenți, nu au mai dus mulți jucători în careul advers, nu au mai dus mai multe baloane în suprafața de 16 metri a giurgiuvenilor. Însă au reușit să controleze jocul, să se impună, numai că ghinionul s-a opus unei dominări și oaspeții au reușit egalarea, așa cum am spus, în minutul 40 prin Ionuț Andrei. În continuare se așteaptă mult mai mult de la cei doi golgheteri, atacanții de la Gloria Cornești, respectiv de la Recolta Gurașuții, Marian Matei și Ionuț Radu.
Eu am mari așteptări de la Adrian Nedelea, iar Cătălin Șerban poate fi omul care să aducă bucuria în rândul echipei dâmbovițene. În această a doua repriză, după ce au trecut 7 minute, dâmbovițenii se apără cu exactitate. Iată un contraatac al giurgiuvenilor. Este acolo capitanul echipei Roberto Ziduri și al selecționatei AJF Dâmbovița Sandu Marius. Îndepărtează pericolul, aruncare de la margine AJF Giurgiu. Spuneam că în aceste 7 minute dâmbovițenii au reușit să se apere compact, îngrijit, să recupereze multe baloane și să îndepărteze pericolul, ducând mingea spre zonele de confort mai liniștite ale terenului, în general spre Penescu și spre Verdeș. Aștept ca la mijlocul terenului să apară acel jucător care să verticalizeze jocul cu pasa perpendiculară pe vârful de atac, acesta să continue faza cu preluare, cu un 2, cu deviere sau să scoată un fault undeva în preajma suprafeței de pedeapsă. Echipa târgovișteană nu are un playmaker, nu are un conducător de joc care să ordoneze atacurile și să le direcționeze spre zona mai sensibilă, mai slabă a defensivei echipei din Giurgiu. Se vede o oarecare forță pe flancul drept, acolo unde Negulescu din poziție de fundaș lateral și Cătălin Șerban pun probleme pe acel flanc. Se așteaptă mai multe apariții pe banda stângă ale lui Florin Albu. Iată o centrale a giurgiuvenilor, balonul a brăzdat văzduhul și a părăsit câmpul de joc. Spuneam că aștept o evoluție superioară și a jucătorilor care alcătuiesc cuplul de pe flancul stâng, Florin Albu, Adrian Nedelea. Ei pot disloca printr-o colaborare, prin pase pe poziție viitoare a apărării de pe acea parte a terenului. Verdeș, Penescu, vine la primire Nedelea. Târgoviștenii joacă prea lent. Tranziția între mijlocul terenului și atac se face fără rapiditate. Dâmbovițenii atacă anost, stereotipic, fără a surprinde cu ceva, o defensivă care mie mi se pare greoaie și fără mobilitate. Spuneam puțin mai devreme că dâmbovițenii reușesc să ducă mai mulți jucători și mai multe baloane în suprafața de pedeapsă, însă imprecizia în pas și centrările defectoase, iată o fază periculoasă și destul de ciudată. Portarul echipei din Giurgiu a sărit, a prins balonul, dar l-a și faultat pe, am impresia, este acolo Ionuț Radu. Ionuț Radu, atacantul echipei Recolta Gurașuții, au fost și ceva circumstanțe de penalti. Repet, târgoviștenii se puteau bucura în minutul 3 când Adrian Nedelea pătruns în suprafața de pedeapsă, mi s-a părut că a fost acroșat, dar arbitrul brașovean, mă rog, s-a făcut că nu vede, să nu folosesc alții termeni critici.
Suntem în minutul 57, în continuare Dâmbovița și Giurgiu sunt la egalitate 1-1. Să spunem că suprafața de joc a stadionului Flacăra din Moreni arată destul de bine după ploile care au avut loc în cursul acestei zile și noaptea trecută. Să mai spunem că bătrânul, iată o fază periculoasă, însă Marian Matea a pierdut sprintul și balonul a ajuns în brațele portarului de la Giurgiu. Să spunem că pe bătrână arenă de pe Cricoful Dulce a jucat și FC Porto, care câștigase cu două sezoane înainte Cupa Campionilor Europeni, mai precis pe 29 septembrie 1989, după ce pe Dragao fusese 2-0 pentru Lusitani, aici la Moreni a fost 2-1, tot pentru echipa antrenată atunci de Arthur George. 57 minute trecute din acest meci, rămâne 1-1 între AJF Dâmbovița și AJF Giurgiu. Un meci complicat pentru selecționata noastră, oarecum anticipat, cel puțin până în acest moment. Am urmărit formația din Giurgiu și în duelul cu Prahova, o echipă bună. O echipă care putea să se și desprinde pe finalul acelei meci, să sperăm că nu va fi la fel și astăzi. Orice meci are importanța lui, mai ales într-o grupă cu doar 3 competitoare și 6 jocuri. Sunt puncte importante puse în joc în condițiile în care miza este calificarea în finala națională a Cupei Regiunilor. Se acordă aut asta pentru că Florin Albu nu a avut intenția de a juca mingea, pregătește o primă schimbare. Marius Rotaru, va intra Cristian Angelina, jucător legitimat sau nu, a fost trimis la încălzire, m-am grăbit eu, l-am văzut că se echipează și am crezut că va fi introdus pe teren. Cristian Angelina este jucătorul celor de la Semalul cu Flori, dar a evoluat și la nivelul Ligii a treia. Pentru formații ca FCM Târgoviște sau Câmpul Lungușcel. Este atent acolo și respinge numărul 18, Daniel Stanciu, jucătorul celor de la Giganții Vărăști. Lovitură de la colțul terenului, același Adi Nedelea merge să execute. Este o presiune, ușoară presiune a formației dâmbovițene, care nu riscă foarte mult, ținând cont că mai este o jumătate de oră din această partidă. Nu se duce rău această centrare, respinge portarul Bogdan Stanciu, încearcă un contraatac, giurgiuveni este acolo, Cătălin Șerban nu se complică și trimite în afara terenului. Va fi o primă schimbare operată de Marius Rotaru, se pregătește să intre puștiul Cristian Mihai Niță de la Roberto Ziduri. Este un copil de 20 de ani cu o bună, dezvoltă o bună viteză, dar este și destul de tehnic, e nevoie de acțiuni în flancuri, surprins în poziție de offside Ionuț Radu. Așadar, Cristian Niță în minutul 62 deja al acestei partide îl înlocuiește pe Cătălin Șerban.
anticipam oarecum o modificare în acea zonă a terenului. E nevoie de un fotbalist cu prospețime, iar acest Niță, în ciuda vârstei, să știți că are calitate. Să sperăm că o va dovedi, o va demonstra și în partida de astăzi. O grupă echilibrată, a fost remiză în prima partidă, este remiză și acum, în minutul 62, între Dâmbovița și Giurgiu. Atenți, dâmbovițenii nu-i mai lasă să construiască foarte mult pe cei de la Giurgiu. Nu le mai oferă spații. Până la urmă, golul a venit dintr-o execuție, să spunem, ușor norocoasă. Balonul a ricoșat din gazonul umed. Pe lângă Ionuț Borțăneanu. Pregătesc și giurgiuvenii o schimbare. Probabil o replică la modificarea operată de Marius Rotaru și Florin Anton. Scapă mingea în afara terenului Cristiniță. Nu a avut un meci greu deloc până la acest moment brigada brașoveană. Nu au fost probleme deosebite. Niță spre Marian Matei. Cei doi încearcă să combine. Pun presiune dâmbovițenii în această perioadă a meciului. Nu este atent Cristiniță. Coboară Marian Matei, încearcă să vină cu pase către cu echipieri, destul de generos în efort Maria Matei, ținând cont că are totuși 37 de ani. Alunecă acolo Marius Sandu, tot el recuperează, și el un fotbalist interesant. Georgian Verde și Ionuț Radu foarte bine se desprinde, dar este surprins în poziție de offside Marian Matei. Am aici îndoieli că decizia asistentului este cea corectă, dar până la urmă este doar o fază de joc. Numărul 3 va intra Liviu Zamfir în minutul 65 al acestei partide. El înlocuiește pe Sorin Niculescu, mă scuzați. Liviu Zamfir vine de la Real Drăgăneasca. Ușor, ușor ne apropiem și de jumătatea acestei reprize secunde. Rămâne egalitate între selecționatele din Dâmbovița și Giurgiu. A urcat Florin Albu, dar până acum nu l-au găsit cu echipierii cu pasele dorite. Foarte bine Negulescu, Niță. Frumos curge această acțiune pentru echipa dâmbovițeană. Ionuț Radu a încercat să-l angajeze central pe Cristiniță. Lipsește ceva, cred că lipsește pasa decisivă. Atent Georgian Verdeș, nu este offside, să vedem Cristiniță, o centrare fără preluare, respinsă destul de simplu de Mihai Ciulică. Mihai Ciulică de la AFC Singureni. Chiar dacă au dominat în această repriză secundă, dâmbovițenii nu au avut ocazii importante. Însă eu sunt convins că ele vor veni la poarta lui Bogdan Stanciu.
Iată exact ce am spus, lovitura de cap a fundașului central Marius Sandu, respinsă de sub transversală. Adine de la centrat, da, Marius Sandu a trimis însă pe direcția portarului, iar Bogdan Stanciu a îndepărtat pericolul. Este un nou corner, presiune a selecționatei dâmbovițene. Iată că pot apărea și din faze fixe ocaziile, combină Nedela cu Maria Matei, sunt doi jucători dâmbovițeni, ar trebui să comunice, Ionuț Radu poate centra, o face, wow, ce ocazie, cu adevărat o ocazie mare, respinge de acolo foarte bine unul dintre jucătorii de la Giurgiu. Da, este o intervenție de gol aici, foarte bine a intervenit apărătorul Giurgiuvean, este cea mai mare ocazie a acestei reprize și poate a meciului. Iată presiune din partea formației dâmbovițene, trebuie să pice și golul, să lasă jocul să continue. Aici acuză o accidentare portarul Bogdan Stanciu. Cartonaș galben, dar sincer să vă spun, nu aș vrea să greșesc. În dreptul cui a apărut, cred că cel avertizat este... numărul 7. Nu, nu este... Da, dar sincer nu se întoarce, nu-i văd numărul și nu-i recunosc pe jucătorii de la Giurgiu. Nu-i cunosc, de fapt. Imediat o să vedem și cine a fost avertizat. Au fost două ocazii importante ale formației noastre, care în mod clar caută victoria. Cred că numărul 4 este cel avertizat, Mihai Ciulică. ...70 deja minutul aici la Moreni. Da, numărul 4 a văzut cartonașul galben ceva mai devreme. Domnului Strate, încă 20 de minute din timpul regulamentar al acestei partide, două ocazii importante semnate de băieții noștri. Puțin mai devreme Marius Sandu, iar apoi centrarea s-a dus bine a lui Ionuț Radu. Ne puteam desprinde. Ne puteam desprinde, am avut și ghinion sau portarul echipei din Giurgiu a avut o intervenție bună. Odată a fost salvat de pe linia porții de un coechipier. Important e că dâmbovițenii au ieșit la joc, au avut trei cornere unul după celălalt și au creat două oportunități de a face 2-1, însă ambele au fost irosite de Marius Sandu, minutul 67, și Ionuț Radu un minut mai târziu, minutul 68. Ar trebui ca lateralii să participe mai activ la faza de construcție și de finalizare, stau prea retrași, anihilând 1, 2, maxim 3 jucători care se află în atacul echipei giurgiuvene.
Să sperăm că introducerea în câmpul de joc a pușului de 20 de ani în Niță va revigora un atac care are forță, are tot ce trebuie, însă nu finalizează și este cel mai greu lucru în fotbal să dai gol. Niță poate disloca prin dribbling, prin viteză, o defensivă care mi se pare cam fragilă pe flancul stâng. Ar trebui să apară centrările, ar trebui să apară devierile, undoiurile, șuturile la poartă și, bineînțeles, golurile. Lovitură liberă directă, suntem în minutul 52, în continuare 1-1 pe stadionul Flacăra în Cupa Regiunilor între AJF Dâmbovița și AJF Giurgiu. Aglomerație mare între 11 și 16 metri va executa această lovitură. Adrian Nedelea, arbitru de centru, pune zidul la 9,15. Se văd marcajele foarte strânse. Nedelea respinge portarul, balonul ajunge la Georgian Verdeș, dar ca de obicei portarul Stanciu se vaită la fiecare intervenție. De data aceasta mă uit pe monitor, s-a lovit de propriul coechipier. Această momeală este înghițită încă o dată de acest arbitru Dumitru Robert din Brașov, care se lasă păcălit la fiecare lovitură, la fiecare fază mai periculoasă în fața porții selecționatei AJF Giurgiu. Cu multe greșeli a arbitrat acest cavaler al fluierului venit de sub tâmpa, Robert Dumitru. Mi s-a părut mereu departe de fază, mereu prea îngăduitor cu tragerile de timp și cu simulările jucătorilor de la AJF Giurgiu. Spuneam că aștept mai mult de la acest Adrian Nedelea, care aproape meci de meci în campionat marchează pentru Roberto Ziduri. Două schimbări în efectivul echipei AJF Giurgiu. Să spunem că această cochetă arenă din Moreni a suferit foarte puține modificări după vara anului 1989, pe când la Moreni era primar Viorel Șerban și această locație a fost construită în mai puțin de atenție 4 luni, la care se adaugă și asfaltarea principalelor căi de acces spre stadion, atunci când Flacăra Moreni a jucat în Cupa Cupelor cu FC Porto. Marian Matei se grăbește și este ghicit de un fundaș. Albu greșește centrarea, recuperează Penescu, așteaptă și primește Verdeș. Pasă greșită, iarăși amplifică căderea unul dintre jucătorii echipei din Giurgiu. Ca de obicei, arbitrul brașovean e prea îngăduitor. Suntem în minutul 75, intrăm în minutul 76. În continuare, selecționatele AJF Dâmbovița și AJF Giurgiu la egalitate 1-1, au marcat Georgian Verdeș minutul 27, Ionuț Andrei a egalat în minutul 40, a fost singurul șut mai periculos spre buturile lui Borțoneanu, care a fost obligat să se aplece și să scoată balonul din poartă. Marian Matei a intrat în suprafața de pedeapsă, a fost deposedat. Dâmbovițenii în ofensivă, șut! Verdeș a șutat, însă balonul a ocolit
poarta apărată de Stanciu, în continuare 1-1. Spuneam de Flacăra Moreni, o echipă de legendă, o echipă veche a fotbalului românesc. La anul se împlinesc 100 de ani de la înființarea acestui club. Se fac eforturi pentru a sărbători acest eveniment. O echipă care a stat 27 de ani la rând în divizia B și vreo 7 ani pe prima scenă a fotbalului românesc, atunci când a fost antrenor Ion Nelu Nunweiler, ajutat pe rând de Spiridon Niculescu și mai apoi de Tănase Dima. Îmi amintesc că în acea perioadă de vârf, în anul 1989, la Flacăra Moreni, iată o fază periculoasă, s-au încurcat doi jucători de la Dâmbovița, însă portarul Borțoneanu a avut noroc și balonul a ocolit buturile echipei AJF Dâmbovița, după ce dâmbovițenii au ratat 3-4 ocazii de a marca, fără ca Borțoneanu să fie deranjat. Iată și o schimbare, a ieșit Marian Matei și a intrat Ionel Costea, atacantul echipei Roberto Ziduri. Să vedem ce rezultate vor avea cei doi atacanți, Ionel Costea și Ionuț Radu, cum vor reuși ei să combine, să conlucreze pentru a marca golul izbăvitor. Penescu înapoi către Borțoneanu, degajare dincolo de centrul terenului. Spuneam că la Flacăra Moreni au evoluat în 1989 o serie de jucători, printre care Tene, Butufei, Costel, Pană, Jercălău, Sava, Lala, Văidean. Domnului Strate, Dragnea, să ne concentrăm totuși pe acest meci, întrucât este unul foarte interesant. Da, într-adevăr, este un meci foarte interesant. Finalul lui ar trebui să notăm și cele două, să transmitem și ultimele două schimbări ale echipei din Giurgiu. Minutul 75, Bolțat l-a înlocuit pe Florescu, iar Peiu pe Ivașcu. Acum minutul 78, Ionel Costea de la Străjerii Târgovi, de la Roberto Ziduri, a luat locul lui Marian Matei de la Gloria Cornești. O centrare și respinge de acolo Cosmin Negulescu. O ocazie uriașă au avut și vizitatorii puțin mai devreme, când Ionuț Andrei a profitat de o nesincronizare defensivă noastră și a fost foarte aproape de a înscrie. Trebuie să apreciem totuși și jocul inteligent tactic al celor de la Giurgiu. Ei și-au cunoscut foarte bine posibilitățile și au încercat să anihileze gurile noastre de foc. Au reușit, este meritul lor, iar în atac au contat pe calitățile acestui Ionuț Andrei de la Vărăște, un fotbalist de la Giganții Vărăște, un fotbalist interesant. Și el este egalitate, mai sunt 10 minute din această partidă, dar cred că se poate orice în condițiile în care ambele echipe au irosit ocazii importante în ultimele minute. Pregătește o nouă schimbare antrenorul celor de la Giurgiu, Adrian Neagu, ajutat astăzi de colegul său Ștefan Udroiu. Marius Ciulică acuză o accidentare și nu cred că mai poate continua, astfel că este înlocuit în acest minut 81. Cred că intră Marian Ionică, da? Marian Ionică, un fotbalist de la FC Borintin Deal.
Marius Părescu trimite direct în brațele portarului Bogdan Stanciu. Eu nu cred că a avut probleme brigada de arbitri, iar prestația s-a părut una chiar decentă. Nu trebuie să dăm vina pe arbitraj în condițiile în care selecționata noastră nu reușește să se desprindă. Cristiniță, deposedat ușor, foarte ușor de un adversar. Pregătește noi modificări, Marius Rotaru, trei fotbaliști vor fi folosiți în aceste ultime minute. Se speră că vor veni cu plusul dorit, astfel încât să reușim să ne desprindem în acest prim meci la Cupa Regiunilor. Va intra cu numărul 20 Cristian Angelina de la ASM Alu Cuflori, intră și Samuel Dumitru de la Străjerii Târgoviște, părăsesc terenul Ionuț Radu, Georgian Verdeș și Adi Nedelea, minutul 83 al acestei partide. Să vedem ce vor reuși noi intrații, Cristian Angelina, Samuel Dumitru și Laurențiu Blas. Blas. Ahonțu. Ar mai fi 7 minute din timpul regulamentar plus prelungirile de rigoare. Da, a fost un fault evident aici asupra lui Cristian Angelina, provocat de numărul 3, Liviu Zamfir. Marius Sandu, Cosmin Negulescu. Împing jocul dâmbovițenii, dar nu reușesc să-și mai creeze oportunități de a marca. Ionuț Andrei, 23 de ani, interesant acest jucător de la Giurgiu, este și cel care a marcat pentru formația vizitatoare. Cristian Angelina, anticipat de adversari. Eu cred că au contat și absențele de astăzi, accidentații Valienescu, Alin Leotescu sau Alex Enache. Ar trebui să fie mai atenți fundașii centrali ai formației noastre, Florin Albu spre Angelina. Încearcă și mingile lungi, jucătorii noștri, practic sunt și schimbările operate, nu mai este timp pentru foarte multe lucruri. Dacă s-ar încheia, așa ar fi a doua remiză de 1-1 din această grupă, o grupă foarte echilibrată. Frumos pătrund cei de la Giurgiu, finalizarea lasă de dorit, șutul numărului 14, Paul Iordache. De la FC Bolintim alu Spart. Ultimul meci din acest an se va juca
pe 23 noiembrie în Prahova, între selecționatele din Prahova și Dâmbovița, tot de la ora 14. O replică solidă dată de AJF Giurgiu, exact așa cum anticipam. O echipă cu potențial pe care am apreciat chiar și resursele fizice din finalul partidei cu AJF Prahova, pe care l-a dominat. Și acum rămân sus jucătorii giurgiuveni. Pe acest final de meci se putea desprinde selecționata noastră, dar puteau intra în avantaj și giurgiuvenii după acea ocazie uriașă a lui Ionuț Andrei, care rămăsese cu poarta goală, dar a trimis din unghi pe lângă stâlpul drept al porții apărate de Ionuț Borțoneanu. Este primul meci din istoria selecționatei AJF Dâmbovița, tocmai de aceea trebuie să fim înțelegători cu băieții noștri. Sunt și anumite emoții ale debutului, există și un trac al competiției. Dar rezultatul de pe tabelă păstrează în continuare cu aceleași șanse toate echipele. În grupa a doua luptă pentru un loc în finală Brașov, Harghita și Vaslui. Brașov s-a impus în prima etapă 2-0 cu Harghita. Cosmin Negulescu atent, Marius Penescu prelungește. Parcă nu mai au luciditate la construcție jucătorii noștri și parcă nici prospețime. Împotrivă, mai periculoși pe acest final de meci par vizitatorii. Laurențiu Blas, Samuel Dumitru spre Ionel Costea Baboi. Costea nu comunică așa cum și-ar fi dorit cu Sami Dumitru. Poate acum Penescu temperează. Sunt rupte echipele, dacă observați, la mijloc este o porțiune liberă. E clar că și resursele de energie s-au cam epuizat. Negulescu, Cristiniță, construcția a mers parcă ceva mai bine pe acest flanc drept. Penescu spre Cristian Ghelina, se lasă avantaj aici Marius Penescu în dreapta, a pierdut un pic startul Sami Dumitru, dar este surprins în poziție de offside. A intrat în ultimul minut al timpului regulamentar. Să vedem care va fi numărul minutelor suplimentare pentru această partidă. Foarte bun la echipele lor, cu multe goluri marcate, iată-i pe atacanții noștri, că astăzi nu au mai fost la fel de eficienți, este și un alt nivel, am spus, este și o altă competiție care în mod clar aduce o experiență suplimentară pentru jucătorii noștri. Ionel Costea nu gestionează corect mingea transmisă de cu echipieri. Nu este offside și este gol. Gol pentru Giurgiu, același Ionuț Andrei marchează în prelungirile acestei partide. 2-1 pentru AJF Giurgiu, minutul 90+1. Nu știu dacă este meritat, dar acesta este rezultatul de pe tabelă.
nu au gestionat corect la offside această fază jucătorii noștri. Au fost surprinși, iar acest periculos Ionuț Andrei a punctat din nou. Domnul Istrate, frustrant acest rezultat. Într-adevăr, târgoviștenii, dâmbovițenii au avut meciul în mână, au avut mai multe ocazii de a marca, dar pe contraatac giurgiuvenii au marcat prin același Ionuț Andrei, cel care a cam făcut deranj pe la fundașul stânga dâmbovițean Florin Albu. Dâmbovițenii nu au găsit cheia ca să descuie poarta din fața puturilor lui Stanciu. Echipa giurgiuveanu a avut doi fundași centrali foarte târci, foarte hotărâți și foarte aspri în marcaj. Să spunem că echipa oaspete a avut și o leacă de noroc. Să spunem că au ratat poate inexplicabil de mult Ionuț Radu de două ori și Șerban. Odată balonul a fost scos de pe linia porții, iar în minutul 90 plus 1 AJF Dâmbovița nu s-a așezat bine în câmpul de joc, a profitat de un culoar liber Ionuț Andrei și l-a bătut pe portarul dâmbovițean Ionuț Borțoneanu. Suntem în minutul 93 și selecționata AJF Giurgiu conduce cu 2-1 pe AJF Dâmbovița, vizionând și comentând împreună cu Costin Mihai acest meci. Îmi aduc aminte de o partidă de baraj disputată în anul 2011 între CSM Târgoviște și Voința Toporul la Roșu Ordevede. Atunci au câștigat târgoviștenii cu 2-1, au deschis scorul giurgiuvenii, a egalat arabolul, iar Costel Dinu a punctat pentru 2-1. Acea partidă a fost arbitrată bine de Radu Petrescu, acum arbitru în Liga 1. Da, am avertizat asupra capacității fizice a formației din Giurgiu, care a dominat autoritar și primul meci pe final cu Prahova. Acesta este fotbalul, se joacă pe goluri, iar în acest moment giurgiuvenii conduc cu scorul de 2-1. Au fost câteva avertismente și ceva mai devreme, inclusiv cu ratarea uriașă a celui și Ionuț Andrei. Acum, pe un plasament greșit al fundașilor noștri, Giurgiu conduce cu 2-1, trebuie făcută o tragedie din acest rezultat. Este primul meci, este prima participare pentru AJF Dâmbovița, este o experiență, mai sunt trei jocuri de disputat. Învățăm cu toții din aceste meciuri. Centrarea lui Florin Albu se duce direct în brațele portarului Bogdan Stanciu. Este lider în acest moment AJF Giurgiu cu 4 puncte din 2 meciuri disputate. Pe locul 2 AJF Prahova cu 1 punct. Un meci disputat, locul 3 AJF Dâmbovița 0 puncte. Victorie 2-1 pentru vizitatorii. Ionuț Andrei în minutele 40 și 90 plus 1 a punctat pentru formația din Giurgiu. Pentru Dâmbovița a deschis scorul Georgian Verdeș. Nu a fost suficient, a fost ocazii, au fost și aceste goluri, vreme rece, dar s-a putut juca fotbal, gazonul a rezistat. Nu-i nimic, mergem mai departe, mai sunt 3 meciuri de jucat în Cupa Regiunilor. Următorul pe 23 noiembrie în Prahova. Vedem și golurile marcate. Primul al lui Georgian Verdeș, 1-0, părea că AJF Dâmbovița nu va avea probleme, dar a venit această execuție a lui Ionuț Andrei, care realmente l-a surprins pe Ionuț Borțăneanu, plus golul de 2-1, șut la colțul lung al aceluiași Ionuț Andrei, și AJF Giurgiu se impune aici la Moreni în partida cu AJF Dâmbovița 2-1.
Este într-adevăr un rezultat frustrant, dar acesta este fotbalul, iar pentru noi există bucuria că v-am putut transmite în direct pe pagina noastră de Facebook meciul dintre cele două selecționate ale AJF, Dâmbovița și Giurgiu. Îi mulțumesc colegului de transmisiune, Alexandru Istrate, pentru faptul că m-a ajutat, mi-a fost partener la această transmisiune. Le mulțumesc și colegilor din regia tehnică, îi mulțumesc și lui Ionuț Năstase, le mulțumesc și jucătorilor că au încercat să dea tot ce au mai bun astăzi. Am spus, nu trebuie făcut o tragedie, important este că participăm la această competiție și că ne vedem potențialul. Poate aici suntem noi, e bine să știm de unde plecăm, e bine să știm unde ne situăm, e bine să știm ce avem de făcut pe viitor. Domnul Istrate, vă mulțumesc mult! Cu toată plăcerea, îmi pare rău că echipa din Dâmbovița a pierdut, dar a pierdut cu demnitate. Și-a apărat șansele cu cinste și cu curaj până la sfârșitul meciului. Pot spune că a avut și o leacă de ghinion. Așa este, și ghinionul face parte din joc. Eu sunt Costin Mihai, reprezentantul de imagine a Asociației de Ține de Fotbal Dâmbovița. Tot ce pot să vă doresc este să fiți sănătoși, să rămâneți alături de fenomenul fotbalistic și să urmăriți în continuare competițiile județene de fotbal. O seară bună să aveți, numai de bine, să auzim!